tânără care îl acuză de viol pe consulul ucrainean și pe prietenul lui spune că își va găsi liniște abia atunci când îi va vedea pe cei doi în pușcărie. Ea a venit în această seară în platoul nostru să ne povestească prin ce a avut de trecut și mai are. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Te rog mai întâi să ne povestești cum te-ai angajat în casa unui diplomat ca menajeră. A fost un concurs? Ai trecut o selecție? No. Totuși e vorba de un diplomat, nu? Nu, eu am terminat clasa 9 și după aceasta mi-a trebuit să caut de lucru, deoarece erau niște probleme în familie. Așa, și ai văzut un anunț? Pur și da, simplu. Eu pur și simplu căutam anunț în sau și acolo era anunț că menageră să fac curat în casă și să pregătesc mâncare. Așa cum eu știu a face și curat și mâncare, eu am decis că va fi ceva convenabil pentru mine. Dar tu știai la cine merge în casă? Știai cine este această persoană? Nu. Nu, nu. Pur și simplu era o persoană care a pus acest anunț. Și cum v-ați întâlnit la convorbit? Eu am scris în Viber, am spus că am găsit anunțul, el a spus că bine și că va trebui întâi să ne întâlnim, ca el să vadă cum eu arăt și să decidem când eu o să pot deja să lucrez. Tu i-ai spus că ai 16 ani? Se primește că el m-a întrebat câți ani am, unde învăț. Eu am spus că am 16 ani, deocamdată nu învăț și adică că o să pot să lucrez. Te-a mai întrebat ceva? Ți-a mai spus atunci ceva? Cum te-a angajat în general? Mi-a spus doar că sunt o fată plăcută, adică o să fie plăcut că eu să fac curat anume, dar nu o bătrână care nu o să facă, adică așa, într-o atât de calitativ. Așa a zis? Da. Este și după cazul acesta a fost găsit o fată la care a scris aceleași cuvinte și asta am înregistrat. O altă fată care a fost angajată și ea la el? Nu, ea nu a fost angajată, dar el cu ea a comunicat. Ea la dânsul nu a fost. Și ce crezi tu despre asta acum? El, practic, el nu căuta menajeră, el căuta fete? Sau probabil că el în mesaj atunci a scris că eu caut pe cineva mai tânăr, că să-mi fie plăcut și mie această persoană să se afle în casă. Ce impresie, în general, ți-a creat acest bărbat din prima? Din prima, un bărbat, adică, destul de adecvat, care a spus că, iată, o să mă pot doar seara să vin să fac curat, deoarece el lucrează și va trebui să fac încă și mâncare, că el să-și poată lua la a doua zi la lucru. Deci, tu, practic, menajerele, da, lucrează ziua atunci când nu încurcă proprietarii. Dar din cauza la cec, el mi-a spus că el lucrează și dar nu el a insistat poate ca tu să vii seara. Adică, da, deoarece el este la lucru. Ai început să lucrezi chiar din prima zi, atunci când v-ați întâlnit? Sau nu, el doar în prima zi mi-a arătat unde se află apartamentul. Și după aceasta eu trebuie să vin peste câteva zile. Dar care era înțelegerea? De câte ori pe săptămână trebuia să vii? 2-3 ori pe săptămână. 2-3 ori. Da. Dar zi-mi, te rog, totuși, aveai 16 ani, erai minoră. Nu știu dacă lui nu i s-au trezit niște dubii în această privință, tu ai zis nu, dar familia ta cum a reacționat la asta? Ce ți-au spus? Bunica mea nu era chiar plăcut, adică nu era plăcut că eu să plec să lucrez menageră, și încă mai ales și mai în seară, dar eu am insistat, deoarece am vrut să ajut familia financiar și cu ceva să ajut familia, adică mai mult. Zi-mi, te rog, problema bunicii era să nu faci curat într-o casă nu, străină? Nu, să nu plec la un bărbat, adică care ea nu știe. Dar tu i-ai povestit așa cum era? Da. Că e un bărbat și că e singur. Da. El nu avea familie, nu. Bărbatul. Deci el locuia singur. Hai să vedem cine ai povestit despre familia ta și despre tine în general. Atenție! Fata povestește că de tatăl ei nu-și amintește deloc. El a plecat din familie pe când copil avea un an. Nici pe mama ei nu o vedea foarte des. Eu stăteam în sat, adică cu bunica. Eu foarte bine o știu, eu pe mine m-a crescut tot încă de mică. După absolvirea gimnaziului, fata voia să plece la studii peste hotare, însă din lipsa banilor, planurile ei nu s-au putut realiza. Doream să plec în România să învăț de business și management.
Pentru a închiria apartamentul, pentru mâncare, chiar și elementarul, tot oricum trebuiesc bani. Tânăra povestește că nu a putut să se împace cu gândul că nu va putea să-și continue studiile. Pentru a-și atinge scopul, ea a decis să-și caute un loc de muncă și să adune bani pentru învățătură. Din cauza problemelor financiare, n-am avut ocazia aceasta și am decis un an să lucrez la noi în Moldova și după aceasta să plec peste hotare. Fata spune că a încercat să lucreze într-o companie de marketing, însă nu câștiga aproape nimic, așa că a continuat căutările până a dat de anunțul în care se căuta o menajeră în casa diplomatului ucrainean. Prețul undeva de la 200 de lei, așa ceva. Dacă numai curățenie, 200, dacă curățenie cu mâncare, 250, cam așa ceva. Am înțeles că chiar din prima zi acest diplomat, consul, ți-a cerut să faci ceea ce nu intra în atribuțiile tale, de fapt. Povestește-ne, te rog, despre asta. Da, el mi-a propus să fac masaj și că... Cum a fost asta? Tu umblai prin casă, dădeai cu aspiratorul, vine omul și îți cere să-i faci masaj? Când eu am terminat curățenie, el s-a apropiat și mi-a spus că dacă dorești să-ți achit mai mult, fă-mi masaj. Ți-a spus și ce fel de masaj? Masaj la spinare. Și ce ai spus tu? Cum ai reacționat? Deoarece el s-a obosit de la lucru. Eu am spus că nu, deoarece eu m-am închiriat doar la ca manager să fac curat și mâncare, gata. Dar asta te-a alarmat cumva? Sau cum ai perceput tu această rugăminte a lui? La momentul acela, eu nici prin gând nu-mi trecea că o persoană poate să facă așa ceva. Adică la tine a venit o fată să facă curat, tu i-ai propus, adică, această posibilitate și tu la un moment dat să... Adică, pur și simplu că mi-a spus să fac masaj, m-am gândit că este obosit de la lucru, dar oricum asta nu intră în... Între ceea ce noi ne-am înțeles. Te-ai gândit că poate omul vrea ceva? Bun, tu aveai 16 ani, erai încă o copilă, dar niște lucruri deja se intuiesc, se cunosc de fete la vârsta aceea. Nici prea atunci ți-ai dat seama că poate omul are cu totul alte intenții decât pur și simplu un masaj ca să-i scoți oboseala de la serviciu? Nici prin gând nu mi-a trecut. Atunci nu? Pentru că, știi cum, lucrurile pot fi spuse în maniere diferite și acolo totul depinde de intonații, de un cuvânt, două, da, care îți poate da de înțeles că omul ăsta chiar nu vrea masaj, ci altceva, nu? Dar el a spus-o cum? Într-un fel în care tu nu ai fost alarmată. El a spus asta liniștit, adică a spus din cauza la ce el dorește acest masaj, eu am spus că nu și gata. Ai avut curajul să-l refuzi. Da, el cum a reacționat la refuzul tău? El dintr-o dată s-a indispus, a spus că da, de ce? Tu mie mi-ai spus că ți-ai trebuit bani, dar tu acum, adică refuzi posibilitatea. Eu am spus că nu, că eu la ce m-am angajat, așa și o să lucrez. Și a doua zi sau a doua oară ai revenit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Da, adică eu nu am socotit situația aceasta de că o să poată lua un alt anturaj. O altă întorsătură. Da. Le-ai spus colegilor mei că totul s-a întâmplat chiar în a treia zi, când ai mers la el. Spune-mi, te rog, când ai venit, ai intrat în casă, prietenul său deja era acolo? Era da, el era deja acolo, în bucătărie. Ei stăteau în doi. Da. Nu mai era altcineva. Nu. Asta nu te-a alarmat? Încă un bărbat în casă? Tu singură, doi bărbați? Eu am întrebat... Ce-ai întrebat? Eu am spus că curățenia totuși va fi. El a spus că da, noi cu prietenul meu stăm la bucătărie și bucătăria tu nu o să trebuiască să faci curat. Adică o să faci doar în cameră, în coridorul și baia. Hai să vedem ce a urmat după. Când am început să face curat în cameră, practic eu am reușit doar să șterg praful de pe balcon. La un moment dat, ei intră împreună în cameră, unul stinge lumină,
A doua se apropie de mine. Îmi spun că să nu fac gălăgie. Eu dintr-o dată n-am înțeles ce anume e să nu fac gălăgie. Adică înțeleg deja că ceva nu este normal. Și eu încep să spune ce se întâmplă, de ce ați strâns lumină. Și când mă apucă de mâini, eu am dorit să încep a striga. Însă mi-au închis gura cu palma și au spus că dacă o să strigi, o să-ți fie mai dureros. La momentul acesta, a doilea s-a apropiat și am început să mă dezbrace deja. Îți primești că din spate s-a apropiat consulul. Și din față pe mine mă ținea prietenul lui. Eu am început a-i ruga să mă lase în pace. Și că nu trebuie asta. Încercam să găsesc cuvinte ca să nu-i provoc. După asta, oricum niciunul din ei nu vrea să mă asculte. M-au dezbrăcat sus, m-au împins pe pat, însă unul mă ținea totuși de mâini, ca eu să nu fac nimic. Când m-au aruncat pe pat, se primește că consulul deja mă ținea de mâini, cu mâinile sus ridicate la cap. Însă a doilea m-a dezbrăcat deja de blugi. Eu oricum l-am pălit cu picioarele, adică ca să-mi dea pace. Pe mine nimeni nu m-a ascultat. După ce m-a dezbrăcat de blugi, s-a dezbrăcat singur, el deja era fără maior, s-a început deja actul sexual și în momentul acesta a doilea a început să se dezbrace și cât eu plângeam, adică consulul oricum încă mă ținea de mâini și cât eu plângeam, el m-a luat de gură. Țin minte că ei mereu se râdeau. Când s-a terminat totul, ei au plecat ambii din cameră, mi-au aruncat hainele și mi-au spus că se pierase. Spune-mi, te rog, cum ai plecat din acea casă? După ce au ieșit ei din cameră, te-au mai reținut? Ți-au mai spus ceva? Au încercat să nu-ți dea voie să pleci? Sau chiar ți-au deschis ușa și te-au scos afară? Când totul s-a terminat, eu m-am îmbrăcat și când deja vroiam să ies, mi-a deschis ușa. În spate ei mi-a spus că nu, de Doamne, cuiva să spui, dacă cuiva să-i spui ce s-a întâmplat, toți eu să-ți fie mai rău. Eu, deja la momentul acesta, pur și simplu am fugit de acolo. Unde ai mers după ce ai ieșit din casa ce? Am ieșit din bloc, am fugit peste câteva curți apropiate, dar oricum cât mai departe. Nu știam ce să fac și deja am sunat la poliție. Am povestit la poliție. Uite, e cât de firesc nu ar părea, dar foarte puține victime a violurilor și agresiunii sexuale sună imediat la poliție. Tu ai făcut-o, ai avut un mare, mare curaj. Ce ți-a dat acest imbold? Sau așa ești tu de fire? Eu n-am sunat poliția, eu am sunat un cunoscut. Adică o cunoscută de-a mea am sunat-o și ea se întâlnește cu bărbatul ei. Și el a spus, el era alături și el a spus, sună imediat la poliție. Eu atunci nu doream, adică aveam dubii dacă trebuie să sun, adică eu mă temeam, oricum mi-au spus cuvintele acestea. Și pur și simplu, la un moment dat, mi-au spus că dacă nu suni, tu nu o să poți să ieși din asta. Și ei nu o să poată să-ți facă nimic, oricum asta este poliție. Tu ai mers la poliție? Le-ai povestit acolo? Eu am sunat, a venit mașina și de poliție și deja m-au găsit. Te-au găsit pe tine? Ce da. S-a întâmplat după ce a venit poliția? Ați mers împreună la ei? Nu, m-au luat la inspectorat. Eu am povestit acolo ce s-a întâmplat. După aceasta eu nu știam, nu puteam aminti nume, adresa și blocul. Și
m-au luat în mașină ca eu să le arăt anume blocul care este. Când am trecut cu mașina, el taman intra în bloc cu o altă fată și, adică, el pe mine nu m-a văzut, eu stăteam în mașină și eu doar am arătat blocul și noi dintr-o dată am plecat de acolo. Deci tu nu ai fost cu polițiștii la el în casă? Nu, noi am plecat din curte, polițiștii când deja au intrat, după asta eu le-am spus la ce etaj, noi ne-am ridicat după așa. El... Și el nu el a deschis ușa? Nu, el nu deschidea ușa. Poliția deja și chema și pe el și la vecini ca să iasă, să spui... Deci ei insistau ca el să descuie ușa? Da. Așa? El doar striga că cine sunteți, îi spunea cu poliția, noi nu chemam poliția, una altă. Până la urmă a descuiat? Pe mine deja atunci m-au dus de acolo și da, el ușa a descuiat și pe el l-a întreținut. El te-a văzut? Voi v-ați văzut în acel moment? Încă mai erai nu, când a descuiat? Noi ne-am văzut deja la inspectorat. Pe dânsii i-au adus în cabinet unde stăteam și eu. Pe ambii? Pe ambii, ca să eu să-i recunosc. Adică așa. Sunt anume ei. La momentul tu acela... ai recunoscut, este clar. Da, eu i-am recunoscut. Dar ei cum au reacționat când te-au văzut? Eu i-am spus că ei pe mine nu mă știu, prima dată mă ved. Așa a zis? Da. Uitându-te la tine? Da, eu i-am spus că ei pe mine niciodată în viață nu m-au văzut, eu nu știu cine sunt eu. Știu că în acea seară polițiștii te-au lăsat să pleci acasă, fără ca să treci o expertiză medico-legală, așa cum de obicei se face în astfel de cazuri. Cum ți-au explicat asta? Ce ți-au spus? Au chemat, ei întâi au chemat ambulanța. Ambulanța doar s-a uitat că eu să nu am niște răni anume tăituri sau ceva de genul. Și mi-au spus că să plec acasă și să nu iau nici un duș, nimic. Și a doua zi să plec la expertiză. Asta pentru că era foarte târziu sau de ce? Nu înțeleg. Probabil. Dar ce oră era? Ora 11-12, aproximativ. Am văzut că eu întreținut pe ambii și pe urmă mi-am spune că pe unul îl eliberează. Faptul că dumnealui o căuta pe victimă deja este o acțiune ilegală. Mi se pare strigător la cer asta. Cu ce drept îți cer caracteristică unui copil la școală? Tu iai cererea, noi îți dăm bani și tu spui că tot asta a fost minciună. Și câți bani s-au promis? De fapt, victima nu este victimă. O tânără din nordul Moldovei povestește că acum 2 ani, lipsa banilor a făcut-o să-și caute un loc de muncă. Atunci ea s-a angajat ca menajeră în casa unui diplomat din Ucraina. Era anunț că menajeră să fac curat în casă și să pregătesc mâncare. Chiar din prima zi de muncă, stăpânul casei a început să-i facă avansuri, povestește tânăra. Când eu am terminat curățenie, el s-a apropiat și mi-a spus că dacă dorești să-ți achit mai mult, fă-mi masaj. Tu i-ai spus că ai 16 ani? El știa? Da, el știa. El dintr-o dată s-a indispus. A spus că da, de ce? Tu mie mi-ai spus că ți-ai trebuie bani, dar tu acum, adică, refuzi posibilitatea. Eu am spus că nu, că eu la ce m-am angajat, așa și o să lucrez. Totuși, această situație nu a speriat-o, așa că peste câteva zile, fata a revenit din nou în casa diplomatului pentru a face curățenie. De data asta, însă, bărbatul nu s-a limitat la vorbe. Când m-au rugat pe pat, se primește că consulul deja m-a ținut de mâini, cu mâinile sus ridicate la cap. Și din față pe mine mă ținea prietenul lui și am început să mă dezbrace. Fata afirmă că imediat ce a scăpat din mâinile celor doi bărbați, a mers la poliție. De atunci au trecut mai bine de 2 ani, însă fata încă mai caută dreptate prin instanțele de judecată. Când deja vroiam să ies, el mi-a deschis ușa. În spate ei mi-a spus că... Nu, de doamne, cuiva să-i spui, dacă cuiva să-i spui cum, ce s-a întâmplat, toți eu să fie mai rău. Nu știam ce să fac.
Și deja am sunat la poliție. Noi ne-am văzut deja la inspectorat, pe dânsii i-au adus în cabinet unde stăteam și eu, pe ambii ca să eu să-i recunosc, adică așa. Sunt anumii ei. Eu i-am spus că ei pe mine nu mă știu, prima dată mă ved. Cine este diplomatul ucrainean care împreună cu prietenul său ar fi violat-o pe tânără? De ce până astăzi niciunul din presupușii violatori nu a răspuns în fața legii? Dar și cum s-a schimbat viața fetei după tot ce a trăit în casa diplomatului? Aflați în această ediție. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre o tânără din nordul Moldovei. Fata povestește că pe când avea 16 ani, s-a angajat ca menajeră în casa unui diplomat ucrainean. Chiar din prima zi, stăpânul casei a cerut ca fata să-i facă masaj, propunere pe care aceasta spune că a refuzat-o. Iar la a treia vizită în casa diplomatului, tânăra spune că a fost violată de ucrainean și de un prieten de-al lui. În aceeași seară, fata s-a plâns la poliție. Cei doi bărbați au fost reținuți, însă declarau că nici nu o cunosc pe fată. În câteva clipe vă spunem de ce alte infracțiuni sunt acuzați aceștia, dar și ce le-a povestit procurorilor unul dintre ei. În platou ni s-au alăturat avocata Inga Albu și psihologul Gulamali Mohamadi Fard. Împreună cu ei vom discuta astăzi cazul eroinei noastre. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am venit! Inga, uite, vreau să te întreb mai întâi... Cum ai comentat faptul că poliția a lăsat-o pe eroina noastră în acea seară să plece acasă și abia a doua zi au chemat-o la o expertiză medico-legală, care, în mod normal, ar fi trebuit probabil să fie făcută imediat sau în următoarele ore, nu? Deci, din păcate, în Republica Moldova se mai întâmplă astfel de acțiuni, de inacțiuni, altfel zis, și nu se întreprind la momentul prompt, când victima se plânge și când sunt relatate acte de viol. Deci, conform codului de procedură penală și acțiunile care sunt obligatorii a fi îndeplinite de către ofițerii de urmărire penală, în cazul dat, ea a fost asigurată de poliție la acel moment, ea urma să fie îndreptată imediat la preluarea probelor pentru a asigura probatoriul ulteriorului dosar penal. De fapt, expertiza medico-legală a confirmat declarațiile victimei și chiar dacă probele au fost preluate cu întârziere, totuși violul a fost confirmat. Vreau să dau din start cu ochii închiși, fără să întreb, credibilitate foarte aproape de 100% de ceea ce spune ea, adică urmărând parcursul evenimentelor și tot ceea ce este și cum povestește, fără să intru în detaliu, eu predau psihosexologie și capitolul violul, mai ales la cei care fac psihologie judiciară, este un capitol practic e de neiertat. Omorul pentru corpul nostru, cât de grav este, adică a ucide pe cineva, echivalează a viola pe cineva din punct de vedere psihic. Adică a viola, mai ales violența sexuală sau viol sexual, poți să pui în echivalență cu a omori pe cineva din punct de vedere corporal. Inga, eu vreau să te întreb, totuși, uite, s-a indicat și o expertiză psihologică. Putea cumva expertiza psihologică prevala asupra celei medico-legale? Expertiza psihologică în astfel de cazuri au rolul de a stabili dacă minora la acel moment avea capacitatea de exercițiu era responsabilă și dacă nu este manipulatoare, dacă nu este influențată de alte persoane în a învinui, dar nici de cum nu va pune baza unei sentințe de condamnare sau de achitare. Este adevărat că abia când ai mers la poliție, ai aflat cine este stăpânul casei în care te-ai angajat, că este de fapt un diplomat, un consul al Ucrainei? Se primește că, da, eu de la început nu știam că el este consul. Eu știam că el pur și simplu, când ne-am întâlnit, el a spus că el pur și simplu lucrează în oficiul și gata.
După aceasta, pe mine m-au sunat și mi-au spus că unul din ei, el nu-l pot reține, deoarece el are imunitate și el este consul. Deci abia atunci ai aflat și anume în aceste circumstanțe. Da. Adică să nu se apară întrebări de ce nu a fost reținut unul dintre ei. Da, că deoarece eu de la început, adică am văzut că eu am reținut pe ambii și pe urmă mi-e spune că pe unul îl eliberează. Și explicația a fost, iată, aceasta. Da. Hai să vedem cine este acest bărbat pe care l-a acuzat de viol. Atenție! Bărbatul are 39 de ani și este originar din orașul Kiev. Din 2016, el era angajat la Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina. Am încercat să căutăm mai multe informații despre el. Pe internet am găsit un singur video în care acesta apare la un eveniment din Bălți. Днем города, днем света, добра, когда все собираются вместе, поздравляют друг друга, когда этот праздник вне политики, вне всяких споров, ссор, желаю, чтобы это было одним из, одной из возможностей. La trei zile după ce fata de 16 ani s-a plâns la poliție pe diplomatul ucrainean, acesta a fost suspendat din funcție. Cel de-al doilea bărbat pe care fata l-acuză de viol are 40 de ani și este cetățean al Republicii Moldova. El este căsătorit și are doi copii. Din dosar aflăm că el locuia la Bălți, unde avea un salon de frumusețe. Anterior, acesta ar mai fi avut probleme cu legea. Noi am încercat să luăm legătura cu bărbatul. Am mers la frizerie, însă acolo ne-a spus că nu cunosc nimic despre acest om. Curtea de apel Bălți l-a condamnat la 5 ani de pușcărie. Decizia magistraților era cu drept de atac. Astfel, avocații bărbatului au contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție. Cazul diplomatului ucrainean acuzat de violul unei fete de 16 ani din Moldova a fost pe larg mediatizat, atât la noi cât și de presa din țara vecină. Să vedem ce se spunea atunci despre asta. Presa din țara vecină anunța că autoritățile de la Chișinău au solicitat ca diplomatul să nu plece din Moldova pe parcursul urmăririi penale. Pe un portal de știri din Ucraina găsim o postare la un an de la presupusul viol, în care jurnaliștii informează că fostul angajat al ambasadei se află în căutare internațională după ce a părăsit Republica Moldova. Tu le-ai spus colegilor mei că cineva din familia acestui diplomat ar fi încercat să te contacteze. Cine era și cu ce ocazie vroia să vorbească cu tine? La momentul acela, primește că eu aveam numărul neschimbat și în Viber mi-a scris mama lui, în care s-a... Așa și s-a prezentat? Că uite, sunt mama... Era înscris numărul, adică ea singură și-a înscris numărul ca mama consulului. Și mi-a scris privet, как дела? Adică tu nu ești sigur, nu ai vorbit cu această femeie? Nu, sau eu nu răspuns? Am vorbit, eu nu i-am răspuns, nimic nu am vorbit, dar oricum nimeni nu putea să-și înscrie numărul ca mama consulului Ucraina. Și era chiar un număr de telefon ucrainean? Din Ucraina, cu prefixul ucrainean, da? Acum nu mi-amintesc, că eu am transmis doar screenshot-ul acesta la poliție. La poliție? Da. Dar de ce ai decis să nu răspunzi? Vreau să știu. La momentul acela eu m-am izolat total, adică eu și-am plecat și din oraș și eu nu vroiam să știu nimic despre cazul acesta. Deci ți-ai schimbat și locul de trai atunci? Da, eu mi-am schimbat locul de trai. Să vedem cine i-a povestit mai devreme despre acea perioadă. Atenție! Eu am plecat într-un sat unde locuia sora lui bunica mea. Când am trecut atunci în sat, unica frică care mi-era, nici nu aceea că o să mă găsească pe mine, dar aceea că se știa deja unde trăiește bunica mea. Aproximativ jumătate an am stat în sat. Eu atunci mi-am schimbat numărul, nimeni din prieteni nu știa numărul meu. După 3 sau 4 luni, chiar 4-5 luni, eu am intrat într-o rețea socială și câte puțin acolo, o dată în zi, vreo 15 minute, eu comunicam cu câteva prieteni de mele. Ele m-au întrebat ce s-a întâmplat, unde a plecat, de ce. Eu am spus că, pur și simplu, nu mi-e comod la oraș. În sat eu mă ocupam cu desenul,
costuri, adică ceva ce puteam măcar cumva să mă duc cu gândurile în altă parte. Bunica mi-a fost cel mai mare sprijin. Pe orice ea știa despre cauza care era, e tot ce a putut să facă, e tot a făcut. Totuși, din câte am înțeles, avocatul consulului a încercat să se intereseze de tine și în satul în care locuiai tu și vreau să te întreb el cum te-a găsit. Avocatul consulului a fost și la școală unde eu am învățat în oraș. A fost și în sat. A mers pe la vecini, a întrebat de mine caracteristica mea de la școală, totul. A dus zvonul și la școală și în sat și chiar la vecinii din oraș. Deci acțiunile avocatului sunt depășite de cele care sunt de reprezentarea clientului, de apărarea clientului în fața instanței de judecată. Putea fi oprit el cumva? Deci faptul că dumnealui o căuta pe victimă deja este o acțiune ilegală, ori în cadrul urmăririi penale, categoric nu se admit interacțiuni dintre inculpat și victimă și reprezentanții acestuia, mai cu seamă dacă avocatul sau reprezentantul victimei este împotrivă. Mai mult ca atât, acuzatorul de stat urma să fie informat despre aceste acțiuni, ori urmărirea penală este confidențială, protecția victimei este prioritară și statul trebuie să întreprindă toate măsurile în vederea protecției victimei. Mie mi se pare strigător la cer asta. Adică e un copil, pe lângă faptul că e un copil de 16 ani, că cel mai probabil sau putea fi victima unui viol și tu mai mergi încă la școala ei să ceri, să-i ceri caracteristici? Eu nu sunt avocat, dar cu ce drept îți cer caracteristică unui copil la școală? Avea hotărâre instanței? Nu. Era hotărâre judecătorului că tu poți să iai? Și asta dacă era... Deci nu este direct, etic pur și simplu, sigur, nu? Absolut, eu nu cred că eu intuiesc că strategia acestuia a depășit toate limitele, dar în strategia acestuia era să iarăși să demonstreze instanței că, de fapt, victima nu este victimă. Da, dar o faci cumva în limita unor norme, nu? Dumnealui avea toate drepturile de a solicita caracteristice în privința clientului său și nu în privința victimei în cadrul dosarului penal. El poate fi penalizat pentru asta? În primul rând ar trebui să existe o plângere la Comisia de Etică și Disciplină al Uniunii Avocaților, însă iarăși avem un termen care este depășit. Deci avem un termen de un an de zile de la faptele, acțiunile care le-a întreprins domnul coleg, pentru a fi sancționat. Însă, cel puțin, puteți constata abaterea disciplinară și să-l acționați într-un litigiu civil pentru a plăti despăgubiri morale în acest deci sens. Încă nu e târziu. Pentru constatare, pentru sancționare e târziu, dar constatarea o să ajute. În câteva momente aflăm de ce alte încălcări este bănuit fostul consul al Ucrainei în Republica Moldova. Dar mai întâi să vedem ce le-a povestit procurorilor tovarășul său, care la fel este acuzat de violul minorii de 16 ani. A fost apelat de Alexandru, care i-a transmis un mesaj audio că ar fi bine seara să se întâlnească, deoarece la el urmează să fie o masioză. Dânsul a înțeles că Alexandru avea în vedere masaj erotic. În ascensor, Alexandru i-a comunicat că tânăra are 19 ani. Din antreu, el a văzut o fată cu părul ondulat, care zâmbea, stătea în fotoliu, era într-o maieu și jos era înfășurată cu prosop verde deschis. A intrat în dormitor, unde Alexandru i-a prezentat fata ca frezer masajist. Fata avea bună dispoziție, stătea în brațe la Alexandru. Prosopul era mic, care s-a depărtat și se vedea că era fără chiloți și flirta cu el. Ea, fără a zice ceva, l-a mângâiat de talie și i-a dat de înțeles că l-așteaptă. El spunea că în acel timp tânăra stătea cu Alexandru în fotoliu și anume la el în brațe. A întins mâinile spre el, fără cuvinte, prin gesturi, l-a chemat la ea și a început să-l sărute insistent. El nu a conștientizat ce s-a întâmplat. După un duș lung, el s-a întors în dormitor după haină și a observat că fata și Alexandru stăteau pe pat. Relația dintre tânără și Alexandru a durat circa 45 de minute. Se auzeau sunete care demonstrau că
îi place și este de bunăvoie. Alexandru, fiind cu totul gol, a intrat în bucătărie, dar ea a mers în baie fiind goală. Apoi ea s-a îmbrăcat și se grăbea. Alexandru i-a propus să-i achităm câte 300 de lei fiecare. El a pus pe masă de sticlă 300 de lei și Alexandru la fel a pus 300 de lei. Ea a luat banii și se grăbea. El nu a avut dubii că ea avea 16 ani pentru că părea mai matură. El cu Alexandru au petrecut-o ambii în antreu. Ea le-a dat un sărut zburător, a zâmbit și a zis că dacă ceva, să o sunăm. Eu știu că tu ai avut o întâlnire cu soția acestui bărbat, a prietenului consulului. Te rog să-mi spui despre ce ați discutat, cu ce ocazie v-ați văzut cu ea. Noi n-am discutat. El atunci, cum și-am precizat, că am plecat din oraș. Și oricum, încă mai înainte, eu am spus că eu trebuia să lucrez ca să ajut familia financiar. Și mie mi-a spus avocatul că adică o să fie prejudiciul moral. Și eu am venit doar pentru aceea ca să scriu foaia că este prejudiciul moral. Și după aceasta eu am plecat iarăși în sat. Despre ce sumă ar fi fost vorba? Suma de 50.000, probabil mulțumit proces. Tu ai primit bani? Da. Însă după asta încă a fost altceva, eu spus că să iau ei mie chită, că eu să iau cererea mea de la poliție. El ți-a trimis o astfel de ofertă? Avocatul lui a spus despre asta, că, adică unde avocatul sau el. Unde a spus? Ți-au trimis o ofertă? Da, a fost trimis ca ofertă, că uite, tu iai cererea, noi îți dăm bani și tu spui că tot asta a fost minciună. Și câți bani ți-au promis? 600 de mii, probabil, ceva așa a fost. Și ce ai răspuns? Eu am fost contra. Deoarece persoanele care fac așa ceva, până nu o să fie pedepsite, ele nu o să înțeleagă. Dar tu ai povestit despre asta procurorilor? Că uite, ei da, încearcă ei să... Da, ei au știut. Și? S-a întreprins ceva în... Nu. Ei urmau să se autosesizeze pentru influențarea victimei în cadrul unui dosar penal și pentru a schimba, de fapt, probele în cadrul dosarului penal, și anume declarațiile victimei. Cum crezi? De ce nu s-a făcut nimic? Sperăm că este incompetență. Dar prejudiciu moral a fost? Prejudiciu moral, din câte înțeleg, a fost achitat de către prietenul consulului, dar, iarăși, acest prejudiciu moral nu poate influența mersul dosarului penal. Sigur. Este doar de a crea circumstanțe atenuante, adică condiții mai bune în vederea pedepsirii prietenului. Dar faptul că acest prieten al consulului a plătit un prejudiciu moral și destul, e o sumă impunătoare, 50.000 de lei, vorbește asta despre faptul că astfel el își recunoaște... Exact. Exact. Această acțiune este un motiv de sau o probă de recunoaștere a vinovăției și posibil și din acest moment nu avem achitarea din partea consului. Ori achitarea prejudiciu moral îi pune sentința pe masă. Ceea ce am mai aflat din dosarul eroinei noastre este că diplomatul ucrainean ar mai avea abateri de la norme, inclusiv și legale. Din mărturiile prietenului diplomatului reiese că în seara în care aceștia ar fi violat-o pe fata de 16 ani, ei doi ar fi consumat droguri. După plecarea fetei, ei au mers la bucătărie și au discutat. Alexandru s-a dus după o fată care locuia la Alexandru temporar. În 5-10 minute, Alexandru și tânăra s-au întors. În timpul discuției, Alexandru a scos din dulapul din bucătărie un bulbulator și a înțeles că îi va servi. La fel, le-a arătat mai multe pachete, borcane în care se afla o masă vegetală. El a înțeles că este marihuana. Alexandru a povestit de unde le are. El nu a intrat în esență, nu-l interesa faptul dat.
Alexandru i-a propus fetei circa de 4 ori să consume marihuana și ea a fumat. Alexandru a pregătit aparatul, a cincea oară i-a propus și lui, iar el a refuzat fiind la volan și ca urmare Alexandru a fumat în locul lui. El a mai pregătit un bulburător pentru fată, dar ea era deja palidă, confuză și atunci din bulburător au fumat el și Alexandru. Știu că recent tu ai adresat o cerere la Procuratura Generală. Poți să ne spui ce scrie în ea? Cazul acesta, dorind să-l trimitem măcar în Ucraina, ceva să se hotărască deja cu cazul acesta. Ca acest dosar să fie transferat în Ucraina? Da. Ca să înțeleg asta cu ideea ca el să fie pedepsit, pentru că da, el se află acolo și este cetățean al altei țări. Ceva pedepsă. Ai primit vreun răspuns de la Procuratura Generală? Știi deja ce au decis? M-am primit răspuns, însă decizia așa și nu am înțeles-o care este acolo. Noi avem o sentință de condamnare, cel puțin pe amicul consului. Totuși, care este contestată la CSJ? Deci, dacă este contestată la Curtea Supremă de Justiție, atunci mi se pune întrebarea cum a părăsit teritoriul, ori decizia Curții de Apel, ea nu este irrevocabilă, dar ea este definitivă, ceea ce înseamnă executorie. Și dacă i s-a emis o sentință de închisoare, deci urma să-l ia din momentul când a fost pronunțată această decizie din sala de judecată. Iarăși este un semn de întrebare, posibil că intenționat s-a lăsat liber pentru ca el să plece. Sau poate el nu a fost prezent în sala de ședință la pronunțarea deciziei. Și atunci, și atunci până la pronunțare, el a plecat. Nu era Nu avea interdicție de a părăsi. Da. Sperăm că o să fie găsit atâta timp cât este peste hotare, este anunțat în căutare, la orice abatere, la orice încercare de părăsire a teritoriului unde se află amicul, va fi reținut, arestat și extradat către țara noastră pentru a-i spăși pedeapsa. La Curtea Supremă de Justiție, deci trebuie să fie întrunite anumite motive. Nu este atât de ușor ca să anulăm o sentință, o decizie de la Curtea de Apel, mai ales atunci când, din câte am înțeles, dosarul a fost examinat în procedură specială. Deci vinovăția a fost recunoscută, toate pretențiile care urmează a fi examinate de Curtea Supremă de Justiție este dacă pedeapsa cu închisoare este rezonabilă și nu s-a depășit limita individualizării pedepsei cu închisoare. Ceea ce este puțin probabil, ori această infracțiune prevede de la 5 la 12 ani și dacă mergem pe procedură simplificată, se taie din limitele minime sau maxime o treime. Respectiv, suntem la o pedeapsă rezonabilă cu închisoare. Ce ține de consul, aici sunt sceptică la mersul urmăririi penale și condamnării acestuia în contextul că suntem în conflict militar sau război peste hotarele Republicii Moldova. Autoritățile noastre nu pot să-l rețină, să-l aresteze fiind diplomat. Iar transferarea dosarului prin comisia rogatorie urma să fie transmis imediat ce urmărire penală, ce consulul, ce se cunoaște țara unde este consul. Cum crezi? De ce se trăgânează? Pentru că din câte am înțeles, această cerere către Procuratura Generală a fost trimisă încă în toamnă, nu? Da. Încă din toamnă. Deci este o procedură de pregătire a dosarului. Toate actele urmează a fi traduse în limba ucraineană. Deci e cumva firesc. Este o etapă de pregătire a dosarului pentru a fi trimis în Ucraina. La fel, indicațiile acțiunilor ce urmează a fi de urmărire penală întreprinse de către ofițerii am din înțeles. Ucraina. Și Inga, dacă ai o recomandare pentru eroina noastră? Să fie puternică și să nu lași lucrurile cu timpul, dar să lupți până la urmă. Eu sper că asta e un caz izolat. Nu vrem să facem o asociere că fiind este un consul a unei țări, mai ales că vecinii noștri, prietenii noștri au destui suferință, să nu o influențăm, Doamne ferește, ca imaginea nimănui. E un caz izolat, oricum noi iubim pe toți oameni, dar mereu ne luptăm cu oricine
să nu fie violator, să fie moldovan, să fie ucrainean, să fie rus, să fie iranian, să fie de oriunde, nu contează. Dar legat de eroina noastră, eu cred că e un caz exemplar. Ea, prin prezența sa aici, cel puțin, la emisiunea noastră, încă nu-și dea seama ce beneficii a adus, practic, cei în situația ei, pentru că poate anual sute de cazuri ca eroina noastră se întâmplă chiar probabil în Chișinăul nostru, în Moldova per total, dar din diferite motive nu îndrăznesc să măcar să ducă la poliție. Eu personal îți mulțumesc pentru o lecție care ne dai în calea viitor și viața ta cotidiană. Orice putem noi face, mai ales și eu în calitatea de psiholog, vei fi alături de tine. Dacă până acum nu ai fost, nu ai avut posibilitatea asta, pentru că eu te înțeleg perfect, știu foarte bine ce înseamnă, o să treci printr-un eveniment de genul ăsta și te rog foarte mult, dacă o să simți nevoie, apelează. Hai, o să mergem două drumuri paralele. Ceea ce a fost, o să mergem într-o directivă de a cere pedepsire vinovăților până la capăt, dar pe partea cealaltă o să construim un drum al viitorul tău. Nu te opri aici, numai la cazul ăsta, viitorul este al tău, dar noi trebuie să mergem înainte. Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.